Din nou în direct, fenomenul antisemitismului din universitățile de top din Statele Unite pare să fi scăpat de sub control. Pe lângă sloganuri antisemite, studenții americani au ajuns să strige chiar și moartea Americii. Situația este atât de gravă încât liderii politici americani au ajuns să ceară demisia directorului Universității Columbia după ce a permis proteste anti-Israel în campus. The madness has to stop. The madness has to stop. We just left a meeting with students, Jewish students, who told us of the heinous acts of bigotry that they have experienced simply because of their faith. Their bravery is inspiring, much more inspiring than some of the activities we're seeing here. Those who are perpetrating this violence should be arrested. And I'm here today joining my colleagues and calling on President Shafiq to resign if she cannot immediately bring order to this chaos. Declarațiile președintelui Camerei Reprezentanților au venit după ce campusul Universității Columbia, una din cele mai prestigioase din Statele Unite, a fost ocupat de protestatari pro-palestinieni. Aceștia au scandat mesaje antisemite și anti-americane, astfel că în cele din urmă au fost înlăturați cu forța. Un protest similar a avut loc și la o altă universitate prestigioasă din New York. Aici, unii studenți nici nu prea știau de ce protestează. I think the goal is just showing our support for Palestine and demanding that NYU stop. I honestly don't know all of what NYU is doing. Is there something that NYU is doing? I really don't know. I'm pretty sure they're... Do you know what NYU is doing? About proteste similare au avut loc și la Universitatea Harvard, Universitatea din California de Sud, MIT, Universitatea Berkeley sau în statul american Texas, la o altă universitate prestigioasă din Statele Unite. Și aici poliția a intervenit în forță și a împrăștiat pe protestatarii anti-izraelieni. Antisemitismul tot mai răspândit din universitățile americane a atras și atenția premierului israelian Benjamin Netanyahu. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. More has to be done. It has to be done not only because they attack Israel, that's bad enough. Not only because they want to kill Jews wherever they are, that's bad enough. It's also when you listen to them. It's also because they say not only death to Israel, death to the Jews, but death to America.